încă se repete la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Actorii au o interpretare atipică, dar tocmai în asta constă surpriza pe care realizatorii o pregătesc publicului. Piesă foarte cunoscută din dramaturgia clasică, Molière este arhicunoscut la noi. Bolnavul închipuit este una din piesele cele mai frumoase, aș putea să spun. Dar veți avea o mare surpriză pe care nu vă vom dezvălui chiar acum, dar poate că o să observați în legătură cu punerea în scenă, în legătură cu atmosfera de pe scenă. Decorul și costumele adaptării Bolnavul închipuit impresionează încă de la prima vedere. Sunt create special pentru această piesă și dau o notă aparte atmosferei pline de intrigi și ipocrizie pe care Molière, exponentul teatrului franțuzesc, a generat-o în scrierea lui. Și dacă n-ai citit piesa și auzi că se cheamă ceva Bolnav închipuit, într-un fel îți faci un film legat de povestea asta. Dacă ai citit-o e și mai bine, dar dacă n-ai citit-o o să fii interesat de spectacol, care are muzică modernă, costume moderne, personaje care sunt dornice de înavuțire, de mărire, grandomanie, tot ce... putem tot spectrul să regăsim în jurul nostru clipa de față. Regizorul mai spune că lipsa banilor și, în general, traiul greu fac din astfel de abordări ale unor piese clasice un succes de public. Și asta e valabil cu atât mai mult în țara noastră, unde românul face haz de necaz.